Noi creștem aici atleți de performanță în ferme, iar valorificarea geneticii și a rețetei furajere pleacă de la un animal sănătos. Pleacă de la un animal sănătos, la un animal fericit, la un animal care practic se bucură de toate condițiile încât să performeze și să își facă treaba la rândul lui. Spuneați dumneavoastră că ele dau undeva la 40-42 de litri ca medie pe zi, nu? Mai avem astfel de ferme cu media asta, la dimensiunea asta? Din experiența mea, și aici vă pot spune ca și plajă din Estonia până în Israel, la posibilitățile României, vă spun că această fermă este în primele 10 din estul Europei, din Estonia până în Israel. Progresivitatea fermei în ultimii 6 ani a fost una fantastică. Producția este de 42 de kilograme, pe tot ce se mulge la sala de mus. Avem exemplare, aici Lucian poate să vă confirme, care ating 80 de litri pe zi foarte ușor. Practic jumătate din fermă are peste 50 de litri. Ca sfat pentru fermieri, ar trebui să monitorizeze cât timp se odinesc animalele în fermă, să identifice factorii care determină acest interval de odihnă, să vadă în cât timp mănâncă o vacă pe zi, cât timp stă la apă, cât timp stă la mus și după aceea, când punem la punct aceste detalii de confort, să ne uităm la componența rației furajierei.